Imaginile superbe arătate de colegul Oprișan din aeroport. Hai să recunoaștem că nu ne-am mai simțit atât de român de mult. Băieții noștri la fotbal au reușit să ne facă să tremurăm în fața televizoarelor, să fim bucuroși. Mie mi-a stat un pui în gât, vă dau cuvântul meu de onoare, n-am reușit să-l termin, pentru că prea se desfășurau prea repede lucrurile pe teren. Floriana este la baza viitorul, pentru că, așa cum ați auzit din toate comentariile, majoritatea fotbaliștilor pe care i-ați văzut la televizor făcând lucruri, atenție, toată lumea a muncit, dar cei care au scos nasul, cum se zice, sunt proveniți dintr-un proiect ce de mulți ani este în lucru. Noi am văzut doar suprafața și vrem să transmitem felicitări oamenilor care se ocupă de treaba asta, mulți din ei chiar pe banii lor. Uite, Gică Hagi. Floriana ne spune, din punctul de vedere al specialiștilor, ce concluzii trebuie trase după acest European Under 21 și încotro mergem, că nu o să ne oprim aici. Bună dimineața, Floriana! Bună dimineața, Dani! Așa este, tricolorii s-au întors vineri noapte în țară, unde au fost așteptați la aeroport de sute de suporteri. La campionatul european, alături de tricolori, a fost și George Ogăraru, directorul de scouting de la FC Viitorul, care se află în acest moment lângă mine. Bună dimineața! Bună dimineața! George, n-am mai văzut de foarte mult timp atât de mulți suporteri la aeroport așteptând o echipă națională. Într-adevăr. Eu am prins acele momente, ei nu le-au prins pentru că a fost de ceva vreme și ne bucurăm că avem din nou această bucurie de a fi alături de ei și alături de performanțele lor, pentru că România avea nevoie de așa ceva. Ne bucurăm foarte mult că o parte din ei au plecat de aici, din laboratorul acesta, și că au reușit să confirme și la nivel internațional. Ce sentiment rămâi după acest campionat european? Cu un sentiment de satisfacție. Bineînțeles că întotdeauna te poți gândi și că se putea mai mult, însă faptul că ești între primele patru echipe naționale ale Europei este un sentiment de satisfacție și de mulțumire a faptului că se muncește bine în România, în ultima perioadă se muncește bine, în ciuda lipsei condițiilor pe care le au celelalte țări. Însă este un punct de pornire, cred eu, și un exemplu că dacă investești în tineri, poți să ai și un reveniu, nu un câștig cât mai satisfăcător, să spun. Ce ne-a lipsit cu Germania? Ne-a lipsit o repriză cu Germania. Ei au ieșit mult mai proaspeți după pauză. Nu știu ce s-a întâmplat la pauză, pentru că au intrat mult mai obosiți decât noi și au ieșit mult mai fresh. Asta e un caz de studiat. Însă cred că condiția lor fizică și prospețimea a făcut diferența în a doua repriză și asta ne-a ținut pe noi în loc. Acolo am pierdut calificarea în final. Avem o nouă generație de aur, că toată lumea vorbește despre acest lucru. Este o generație foarte bună, iar genul acesta de comparații nu este de preferat. Însă putem să sperăm că un nucleu important al naționalei mari va fi format din acești jucători și cea mai mare satisfacție este că putem spera la o echipă națională competitivă în următorii ani. L-ai văzut pe Yanis Hagi. Seamănă cu tatăl lui în teren? Cum e? N-aș putea spune că seamănă. Nu, sunt două tipuri diferite de fotbaliști. Yanis este un tip foarte cerebral, așa cum era și tatălui, însă din punct de vedere tehnic, cred că are alte abilități. Este un jucător care joacă foarte bine cu ambele picioare, un jucător care a început de tânăr ca și lider în echipă și acum vedeți că face pasul și către echipa mare. Un jucător foarte curtat în ultima perioadă și pe bună dreptate și care a avut o evoluție extraordinară la acest campionat european. Ce campionat crezi că îi se potrivește cel mai bine? Se vorbește acum despre o plecare la FC Barcelona sau în Germania la Bayern München? FC Barcelona îi s-ar potrivi foarte bine, foarte bine. Campionatul spaniol în general, pentru că acolo chiar se pune accent pe partea tehnică. Dar și campionatul olandez, cred că și Ajax îi s-ar potrivi. De ce nu și și în Germania? Pentru că eu cred că îi se potrivește o echipă care joacă pentru a câștiga titluri. O echipă care joacă ofensiv, nu una care se apără și care se luptă să rămână în prima divizie. La final, spune-mi, te rog, ce te-a convins să te întorci în fotbalul românesc?
M-a convins acest proiect. Pentru acest proiect m-am întors, pentru că este o copie a Academiei Ajax în Olanda și bineînțeles că din punct de vedere uman și sufletesc, mi-aș dori foarte mult ca să pot să fiu un plus pentru acest proiect. Și mă bucur că de când am venit din ianuarie ne-am îndeplinit toate obiectivele, și play-off-ul, și Cupa României, și jucătorii noștri, vedeți că fac bine și la echipa națională. Peste câteva zile avem și Supercupa României, sperăm să mai câștigăm un trofeu. George, îți mulțumesc mult de tot că ai fost astăzi alături de noi. Așadar, viitorul fotbalului românesc sună bine cu acești băieți. Răzvan, Dani, înapoi la voi. Mulțumim, Floriana. Să ne vedem cu bine succes băieților. Îi susținem întotdeauna, am strâns pumnii. O să zic că eu nu țin cu echipe din România, dar un pic Hagi m-a dus cu gândul spre viitorul. Încă de acum foarte mult timp, chiar dacă abia se băteau în primele 4-5 echipe pe vremea aia. Mi-a plăcut proiectul tot timpul.